structură și proces ale managementului ciclului de politici publice, îmbunătățirea eficacității organizaționale, operațiunea module de training. Lapte de Monor, natural și hrănitor. Sunt Florin Piersic. Na, hai să vedem, dragilor, ce-i la Valea Blaznei. Complex turistic Alpina Blazna, un loc perfect să petreci vacanțe la înălțime. Cazare, masă, piscină, sală de fitness, băi dacice, pârtie de schi, parc de joacă pentru copii. www.alpinablazna.ro, vacanțe la înălțime. Na, așa e, mă, ciocoflendeilor, e tare fain la Valea Blaznei, e extraordinar! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Da, am revenit ora a doua, au glins paralele. Schimbăm și titlul, dacă se poate, scriem PSD, depune moțiune de cenzură. Și sigur că invitatul orei a doua, au glins paralele, este liderul Partidului Social Democrat Bistan Săud, Radu Moldovan, în același timp purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat la nivel național. Bună seara, domnule deputat. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și rămânem siguri că nu, n-am fugit acasă, nici eu n-am fugit, încă fugim după ora 10. Ok, astăzi, domnule deputat, astăzi Comisia de Presă a ieșit din nou și a dezgropat securea războiului, de fapt dezgropată de vreo două săptămâni. Și ați atacat foarte dur conducerea Consiliului Județean, președintele Liviu Rosu, ați adus în discuția jurnaliștilor și le-ați cerut să mai sape sprijin pentru a vedea ce se întâmplă la Consiliul Județean. A spus că doar în această perioadă, în cadrul Consiliului Județean, sigur, pentru că cele două asociații de dezvoltare intercomunitară pentru master planul apă, canalizare și celălalt pentru deșeurile Tărpiu, s-au făcut 7 angajări, a spus dumneavoastră pe ochi frumos și eu am scris pe bază de PCR, adică pile, cunoștințe, relații. Da, cred că pe vremea PCR-ului nu se făceau astfel de angajări, dar... Nu știu, habar n-am. Eu eram prea tânăr atunci. Cu certitudine vă spun, domnule. Deci nu se face. Eram prea tânăr și nu am experiența respectivă. Nu știu, securea războiului. Nu am niciun război. Nu, de acord. E război. Nu, foarte sincer vă spun că nu vreau să am niciun război cu nimeni, dar cred că e nevoie și de oameni ca mine și ca dumneavoastră care să mai aibă curajul să spună câte ceva despre ceea ce se întâmplă în momentul de față în acest județ. Și eu cred că este cinic, imoral, pe locuri este și ilegal, dar asta vor stabili instituțiile statului, ca atunci când condamne anumiți oameni la foame, ca să nu spun la moarte. Pentru că o să vedeți și dumneavoastră și sunt convins că vor apărea analize și date statistice în următoarea perioadă, sunt foarte mulți oameni care lucrează în sistemul bugetar care vor fi ajuns să fie executați de bancă. Pentru că atât din zona militară, din zona serviciilor, din zona Ministerului de Interne, din zona administrației publice, din zona sănătății, din zona învățământului, acolo unde sunt, și de obicei vedeți că familiile astea tinere se formează între profesori, se cunosc când sunt zonele astea, care au avut un anumit calcul și și-au făcut un credit la o bancă să-și cumpere un apartament, o garsonieră, să-și construiască o casă, să-și cumpere o mașină, mă rog, cred că sunt foarte puțini cetățeni români care nu au credite, cred că sunt foarte puțini. Și în momentul de față, din venitul lor, se duce 50%. Domnul deputat, numai o secundă, da, vă spun o chestie, nu sunt dacă o știți. Știți că a fi bugetar astăzi în România e un risc? Eu vă spun, am niște colegi, un risc în ce sens? Deci, două secunde, într-un minut. Cu drag, vă rog. Am niște colegi arici, s-au dus la niște bănci și să vadă cum să fac împrumuturile. În momentul când au zis că e bugetar, nu. La revedere. Vă dați seama unde au ajuns. Dacă până acum a fi bugetar, era o garanție pentru că un om care își poate plăti,
acum bugetarul domnul, a ajuns să fie aruncat de la ușa din bani. Domnul Cotoc, nu mai meu, deci nu deci, domnul Cotoc, nu mai există predictibilitate. Deci banca își păzește așa avutul. Este, da. E normal și că banca... Și știe că tu azi mâine ești la servici, mâine nu-l mai ai. Deci că astăzi ai o anumită sumă pe care îl face un calcul, mâine nu mai e. Da, dar riscurile au devenit imense. Imense, da. Și nu-și mai asumă niciun risc să împrumute această zonă. Dar aș reveni la discuția de la Consiliul Județean. Dom'le, eu sunt creștin ortodox, născut, botezat, cred în Bunul Dumnezeu și sper să ne ajute pe toți să ieșim din această situație, dar nu cred că era oportun să punem 400-450.000 de euro. Să facem o cruce la Tihuță acum ca să-l alegem pe domnul Olteanu și pe domnul Liviu Rusu în adunarea eparhială ca cei mai sfinți mireni din județul Bistrița. Hai să fiu avocat să vă spun următorul lucru. Poate că crucea aceea unde va veni și Bartolomeu, am înțeles că va fi sfințit, va fi ok, se va vedea din Suceava, am înțeles, noaptea, habar n-am. Dar probabil, Aline, domnul, dar probabil că asta e pentru dirijarea avionilor, eu mai am bine ce-a făcut. Da, v-am spus că sunt avocat acum. Deci, dar n-am nicio problemă, n-am nicio problemă. Eu unul am dreptul și eu să pledești, să spun că în momentul când nu poți să plătești însoțitorii persoanelor cu handicap, în momentul când nu poți să mai dai o bursă socială la copiii este, care da. Învață, în momentul când oamenii pe câmpie nu au piatră să dai după un câine, în momentul când se strânge becul catastrofa, imediat cu seara că nu mai se face asta, și tu faci astfel de cheltuieli, eu cred că ești cinic. Auziți, ești cinic. Mă duc mai departe. Nu cred că este corect că în Consiliul Județean, eu nu spun că nu trebuie să fie modernizat, nu spun că nu trebuie să fie condiții, dar cred că era de ajuns investiția care s-a făcut anul trecut când s-a investit în mobilier pentru președintele Consiliului Județean, pentru că celălalt poate mirosea Marinescu, care era înainte, și la vicepreședinți, pentru că miroseau Tompa și Panfiloiu, și s-au făcut aceste investiții, s-au schimbat mobilierul la cei care erau veniți. Nu spun că nu trebuie să creăm condiții, dar nu în astfel de momente, să mai cheltuim 200.000 de euro sau 200.000 de euro, așa, imediat, da. Imediat ne ducem, domnul Cordoș, dacă vă mai dau și alea 5 miliarde care s-au plătit în plus la greșirea proiectului pe ăsta, dacă vă aduc aminte de 800.000 de euro care s-au dat în plus pentru proiectele alea care s-au depus la policlinică, ne ducem imediat pe 2 milioane de euro. E exagerat. Și cine răspunde pentru banii ăștia? Deocamdată nimeni, domnul Cotoc, pentru că nu mai avem instituții ale statului. Deci deocamdată nimeni, că nu mai avem instituții ale statului. Eu mă întorc înapoi, dar nu vreau să mă înțeleagă lumea greșit, că eu nu mai sunt. Abănuiesc că sunt undeva niște dosare. Eu am făcut plângeri. Vă aduc aminte că s-a făcut deturnare de fonduri și am adus documente, am făcut plângeri. Așa n-am primit de un an jumate, încă niciun răspuns de la nimeni. Am solicitat-o, o să mai fac adresă, și o să mai fac adresă. Și o să fac lucrurile astea în continuare, pentru că eu vă spun astăzi, și nu vreau să fiu nici demagog, nici populist, dar astăzi am pățit lucruri pe care nu le-am pățit de când sunt de 10 ani în politică și de 6 ani când sunt deputat. Cu oameni care au venit la mine plângând că ei pleacă să spânzure de la mine din birou, că nu mai au ce să facă, și am avut un caz, nu o să vă dau nume, a unei doamne care era la pensie, are 460 de lei pensie, un copil student la Mureș, care pentru că a lucrat, lucrează în construcție și până a lucrat, nu a reușit să rămână la nu știu ce medie și o ieșit la taxă. Nu, dar le matriculează. Da. Îți matriculează după 2 ani de facultate făcute, pentru că mama s-a făcut credit la Bancpost, i-a plătit un an și ceva, deci nu mai are de studii. Unde. Credit o făcut mama sa din pensie, să plătească la copil lucrurile astea, nu mai are unde să muncească. Acum eu tăia gazul, o veni doamna că merge să spânzure. Eu i-am spus, doamne dragă, pot, nu știu, trimiteți-l pe băia, pune aici, poate că îi dau și eu ceva, cum 100 de lei, 200, 500 de lei, nu știu, îi dau din ce am eu. Dar eu nu pot, nu rezolv lucrurile astea. Că nu, nu, dar n-am cum să le rezolv. Și eu trăiesc din indemnizația mea de parlamentar, eu trăiesc decent. Poate sfidător de decent față de cei care nu mai au ce pune pe masă. Dar, inclusiv modul în care s-a decis să se reducă unitar cu 25% salariile. Dom'le, trebuie să mi-l reducă mie cu 50%. Eu am 4.000 de lei indemnizație acum. Mi-o reducea pe perioada asta de criză cu 50%, rămâneam cu 2.000 de lei, dar nu i-o reducea și la ăla care are 600 sau 700 de lei salarul, pentru că omul ăla nu mai are ce să pună pe masă, nu mai poate plăti creditul la bancă. Și atunci eu cred că este cinic să-ți permiți să faci astfel de investiții la Consiliul Județean, 1. 2. Am văzut răspunsurile lui domnul Liviu Rusu, care mă lasă fără comentarii, domnul Cordoș. Da,